Acum, înainte de alegeri, sigur că fiecare discută cu publicul său, pe limba publicului său, așa cum am vorbit un pic mai devreme cu despre UDMR, care discută cu publicul său pe limba sa, așa și doamna Șoșoacă discută cu publicul ei pe limba lui, spunându-i ce vrea să audă, ce are nevoie să audă de la ea, dă interviu doamna Șoșoacă și discutăm despre Șoșoacă, pentru că este în topurile preferințelor românilor din ce în ce mai instaurată. Și o greșeală, ideea că, doamne, dacă nu vorbim de ea, nu se întâmplă, nu există și așa mai departe. A intrat în Parlament nevorbindu-se la televizor de ea. Eu deci nu asta e. Seama cine bagă banii în Șoșoacă. Deci acolo e o investiție financiară, ca să n-avem discuții. Eu, opinia mea, până facem rost de documente ca să o probăm, e la stadiu de opinie. Opinia mea e că în doamna Șoșoacă se investește masiv, pentru că am observat un comportament clasic partidelor cu finanțare consistentă, partidele alea care primesc bani de la buget. De exemplu, ai un subiect sensibil care vizează un lider al partidului respectiv. Vei observa că acolo unde apare subiectul, apar și postacii partidului, da? Fermele de troli. În articole, în secțiunea comentarii, pe YouTube la comentarii, pe Facebook-uri, pe unde se mai comentează, așa. E, până acum, în cazul doamnei Șoșoacă, aveai câte o reacție așa, de la un fan sincer. Da. Am sensizat în ultimele săptămâni o acutizare a reacțiilor rapide pro-Șoșoacă după un format prestabilit. Deci îți apar zeci de comentarii cu mesaj similar și ca structură și ca idee, da, din partea unor conturi recent înființate. Ceea ce mă duce cu gândul la această care practică tradițională a fermelor de troli, da, a brigăzilor de postaci, care însă sunt destul de scumpe. Eu am aici o notă distinctă. Pentru așa ceva. Eu am senzația totuși că e vorba și de un halcă mare din publicul român care, așa, până la urmă, nu este capabil să facă față acestei situații care este Șoșoacă. Adică, pur și simplu, oameni care intelectual nu pot să se descurce cu ce le livrezi. Am mai explicat că, până la urmă, tu pe minori trebuie să-i protejezi pentru că mintea lor nu este suficient dezvoltată ca să înțeleagă tot felul de lucruri ale oamenilor mari. E, la fel se întâmplă și în situația asta când se apucă Șoșoacă și zice ce vom auzi că va zice. Da. Sigur, există un public foarte numeros care va rezona cu ideile astea rezona, fără să-și pună întrebări. Nu toți au acele semne de punctuație, nu toți folosesc aceleași cuvinte. Deci, sigur că există un public care reacționează la mesajele doamnei Șoșoacă, dar am văzut deja o abordare corelată. La o anumită oră intră în decurs de câteva minute, zeci de comentarii după conturi recent înființate cu același tip de semantică. Adică, las-o, doamne, iartă-mă, e ce făceau postacii PNL de pe pagina de Facebook a doamnei Deca. Acum are... E ca să ai așa ceva să întreții echipele astea, da, de propagandiști online, ai nevoie de bani. Sunt scumpe, trebuie să-i plătești. E evident că e nevoie de bani mulți și să zicem că mergem pe variantă. Care este beneficiul? Adică, până la urmă, care ar fi beneficiul? Pentru că sunt de să cred că nu care cumva... Același. Domnule, rusofilii să fie instaurați în România... Să ai beneficiu cui? Nu înțeleg. În beneficiu cui? Adică tu, ca să bagi niște bani, ca să ai beneficiu, să beneficieze Șoșoacă. De aceeași motiv pentru bani? Care Șoșoacă are un procent atât de mare în studiile de măsurare a opiniei publice. Da. Așa avea și, știi cine avea sondajele astea mari de tot? Rezultatele astea bune în sondaje, da? Procentele astea mari în sondaje. Știi ce avea? Mircea Diaconu. Mm-hmm. Era Mircea Diaconu, europarlamentar. Pro-România avea situația asta. Că da. Din partea pro-România venea cumva. El pe persoană fizică avea. Da. Așa. Deci era domnul Mircea Diaconu, care a fost un europarlamentar absolut inutil. N-a avut nimic. Deci nici n-a încurcat să spui, bă, nimic. Măcar grapinii mai genera câte o știre. În zilele absolut șterse. Am și uitat că a fost europarlamentar, uite. Acum încerc să mă gândesc că a fost. A fost. Inventariz în minte, da. Umii, ales independent, nu știu ce, mergea el cu aro. E, și beneficia de niște procente. În sondaje apărea cu procente impresionante. Neconfirmate după aia. Deci te întrebai, cu cine intră Mircea Diaconu în turul 2 al alegerilor prezidențiale? Da. Dânsuie. E, ce naiba. Hai, vedeți-vă de treabă. Tu îl știi din filme. Uite, ți l-am arătat în Parlamentul European, domnul Buzer. Okay, de la acolo, cu sigla Parlamentului. Da. Deci procente mari de tot și iarăși. Atunci eram așa, bă, nu cred, am înțeles, îl susține Antena 3, alea. Bă, nu are cum. Dovadă că, la momentul adevărului, n-a avut cum. E, asta nu a împiedicat
Asta nu a împiedicat vehicularea lui pe tot parcursul campaniei electorale, da, ca unul dintre principalii candidați. Da, îl chemai și pe el. A lansat el o temă. Cine? Un important candidat, un candidat fantom. Așa se vorbea despre el. Da, da, păi și dacă au dus-o la procentele alea multele, în care eu nu cred. Deci nu cred. Nu îi cred. Pare rău. Să nu se supere pe mine sondori. Mm. Nu îi cred. Și care e beneficiu? Beneficiu e că ne-au pus-o pe masă. Uitați, nu evitați. Ca subiect de discuție au alocat în pentru că public. Dacă tu nu ai mai vorbit despre doamna Șoșoacă, ea ar deveni, te rog să te abții de la orice fel de interpretare malițioasă a următoarei formulări. Dacă nu ai vorbit despre doamna Șoșoacă, atâta timp cât îi sunt prezentate sau asociate respectivele procente, ar fi ca și cum ai ignora elefantul roz din cameră. Am încheiat citatul. Am încheiat citatul, da, sigur, e foarte bine precizat. Deci când are procentele alea multe, tu trebuie să vorbești despre ce face, pentru că o face un om cu, iată, intenție de vot, notorietate și pe alocuri favorabilitate. Deci discuția e legitimă. Dom'le, vorbim despre un om care este investit de public cu noi suntem obligați să vorbim despre ea, pentru că au crescut-o deja și nu mai poate fi evitată. Și nu suntem nu toate drumurile duc la ea, dar ea ți iese pe toate drumurile. Și la nivel de suspiciune în legătură cu ea, n-ai certitudinea că, dom'le, e clară treaba asta. Poate pur și simplu chiar mergem pe varianta României, au această stare de aderență la Șoșoacă. Are, dom'le, da, eu sunt da, de părere. Te cred. Domnul da, Zafi, da. Eu sunt pe rețele de socializare cu toate drumurile mai ventuzat decât ești dumitale. Da, dom'le, bă, multă lume e mai ventuzată decât sunt eu, pentru eu ne fi ventuzat. Deloc. Și îți spun, da, nu sunt postaci. Da, mulți dintre ei sunt pur și simplu oameni care da, n-au o redutabilitate a minții suficientă da, cât să poată să facă față unor mesaje pe care femeia asta le transmite și le transmite într-o manieră accesibilă minților. USR, fix pe analiza comportamentului din mediul online, da, ar fi trebuit să câștige singur alegerile. Pentru că online-ul era USR. Aveai senzația că nu înțelegi ce mai fac ceilalți. Practic, ai văzut la vot, totuși, un corespondent, 20 și ceva la sută, la un moment dat, al USR-ului. Eu vorbesc de perioada în care n-avea 20 și ceva la sută și la ultimele alegeri, tu de la ce te referi? La europarlamentare? Lasă-mă că nu vorbesc fix de... A avut un moment în care, de celebrizare, în care, într-adevăr, erau și pe rețele de socializare... Deci USR care n-avea postaci, că erau oameni... Da. Pe mulții îi cunoșteai, îi vedeai, îi înțelegeai, adică conturi înființate de mult care și-au descoperit pasiunea asta, deci un succes enorm, dar au și ajuns la procentele astea puține pe care le-au. Pentru că ei trăiau în bula de pe online. Ne iubește toată lumea. Hai să dăm un exemplu. Și până atunci, doamna Șoacă, cred că e foarte încântat acum că am folosit expresia aia cu dacă nu toate drumurile duc la ea, ea îți iese pe toate drumurile, pentru că asta a fost inițial lansată de Cioran despre Moscova. Da, da, și da, cred da, că da, îi corect, place comparația, conjunctura și câte și mai câte. Deci, de cred că în mod artificial se pompează în ea în sondajele de opinie. Cred că artificial e construit acest personaj, care sigur e unul pitoresc, am mai avut chestii de-astea în politică. Au mai intrat oameni de-ăștia în politică. Nu are nimic în special. Nu are nimic în plus. Nu e carismatică. Nu are credibilitate, nu aduce teze noi. Are o aderență la un public care nu și-a construit astea. Domnul Zanfir, domnule Vadim n-a mai intrat în ultimul parlament cu partidul lui. Păi da, păi foarte bine da, și e un gol lăsat. Vehiculează niște elemente pe care un public din da, publicul, că am văzut că domnule, e deficitar de, are plural public, dar pe de altă parte noi vorbim de mai multe publicuri, nu e un singur public. Și atunci în situația asta, mai multe părți ale publicului. La din nivel de metaforă înțelegeți publicul, da? Are acest public Șoșoacă da, și are nevoie să audă fix ce spunea ceilalți, au tot felul de precauții. Nu știu, domnule, dacă pot să zic așa ceva. Hai să ascultăm. Hai să vedem câte despre, ceva. Despre copii... Da. Cât are acum gay, procente? 49% la cât s-a dus da, după ultimele da, sondaje? Da, e bombă. Da, hai să o ascultăm. Deci cu ce începem? Cu copii gay? Zona asta, da, da, da. Ok, hai să debutăm în forță. Diana Șoșoacă, întrebată cum ar reacționa dacă ar avea un copil gay. Presupunând că ați avea un copil care s-a întâmplat să vă spună în adolescență că este gay, un băiat, și v-ar cere să votați la un moment dat legislația care să permită căsătoria persoanelor de același. Eu nu sunt doamna Lasconi. Nu mă confundați. Întrebarea asta să-i opuneți doamnei Lasconi. Nu, vă întreb cum ați reacționa? Cum aș reacționa? Da. La psiholog și la psihiatru să vedem ce probleme are, conform rapoartelor psihologilor și psihiatrilor. Cu riscul de a... Eu nu aș avea un astfel de copil.
Dar da, se poate întâmpla. Se poate întâmpla și se poate remedia situația. Credeți că se poate? Nu este normalitate. Normalitatea este făcută din Adam și Eva, nu din Adam și Adam și Eva și Eva. Există o parte importantă a publicului din România care este saturată de vehicularea progresismului ăstuia care este sufocant de multe ori și care se va branșa la ce a spus doamna Șoșoacă cu entuziasm. Da. Și vei vedea și vei considera, doamne, niște troli. Nu, doamne, sunt troli, sunt niște oameni care au aderență la acest... Sunt și oameni care au aderență, sunt și ei troli. Da, adică sunt bun, da, e bun, da, au fi. Da. De asta e efectul de recul ar unei campanii de corectitudine politică prost gestionată. Deci, la un moment dat, deveniseră ca și ecoteroriștii. Doamne, toată lumea crede că planeta trebuie salvată. Toată. Cer, să reformulez. Cer scuze, că nu, probabil Donald Trump nu crede că planeta trebuie salvată. Adică și Donald Trump, când iese și miroase un pic și se pare că e, doamne, parcă nu, e prea îmbâxit așa. Doar pentru că ăsta, actualul președinte, merge în zigzag pe terenul de golf încercând să ajungă acasă, nu înseamnă că domnul Donald Trump este o... E... Ții acolo, las-o, doamne. Haideți să veni timp cu acelea apoi. Te uiți, stâng, că ai rău, așa, mai bine te împiedic. Da. N-ai ce să faci. Deci e rău. E, dacă nu ești Donald Trump sau alt de la dal lor, accepți că totuși planeta are o problemă ecologică. Te gândești că bine ar fi să salvăm. Are o problemă, nu trebuie să... Dar asta nu înseamnă că trebuie să avem cu mașinile noastre doar 6.000 de kilometri de făcut pe an. Nu știu că am văzut că e o inițiativă de asta acum. Poate asta e, nu știu, e poate... De ce? Nu. E bine? Nu. 6.000? Asta nu este ecoterorism. Da. Deci ecoterorism, din punctul meu de vedere, este atunci când începi să vandalizezi opere de artă ca să atragi atenția asupra unor probleme. Păi nu. Nu distrugi patrimoniul cultural. Că viața are două dimensiuni, da? Asta fizică, pui mâna pe ea, și aia spirituală, culturală. Poți să distrugi patrimoniul cultural care nu ți aparține. Da, așa, niște reacții. Se dă bânge, pentru că s-a poluat. Am zis că s-a poluat. Da. Nu o să omorâm acum pui de focă pentru a atrage atenția asupra tăierii abuzive a copacilor. Deci nu distrugem ceva ca să... Bun. Deci, așa. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să poluăm așa, dai dracu, pentru că ne-au enervat ăia, dar aruncau cu roșii în tablou cu Mona Lisa. Deci, dar va exista și astfel de reacție. E, modul în care a fost gestionată corectitudinea politică, pentru care am o definiție senzațională, care nu poate fi spusă la televizor, să zic în pauză. Dar o aveți la dumneavoastră, da? Ați venit cu... Da, da, umblu cu ea după mine. Așa. Modul în care a fost gestionată ideea de corectitudine politică a iritat anumite persoane, cărora în general nu le place să li se spună cum e bine. Nici nu-mi spune mie cum e bine. Pentru că noi am depășit momentul în care libertatea ta se oprește unde începe libertatea celuilalt și am ajuns în momentul în care libertatea cuiva trebuie să fie un pic mai lărguță decât a ta, care poate să-ți vină și mai strâmt, pentru că... Și oamenii au început să se deranjeze restricționările în general. Cancel culture pe unele zone, sau mai că dărmat o statuia lui Cristofor Columb, că nu era chiar în regulă. De exemplu, șablonul zilelor noastre aplicat peste niște secole trecute. Chestii tâmpițele. Da, dar pe de altă parte. E, pentru oameni care sunt de-a dreptul rudimentar și nu înțeleg că la un moment dat și discriminarea pozitivă este ceva ce trebuie să punem în practică, tocmai pentru a reduce dezechilibru. Că în anumite zone trebuie să investești cu prioritate, pentru că au rămas în urmă, sunt decalate, pentru că la un moment dat am avut poate o atitudine nepotrivită sau din alte rațiuni. Da. Și trebuie să ai discriminare pozitivă pe anumite subiecte. Dar asta nu înseamnă că discriminarea pozitivă e un bun dat și mai mult decât atât trebuie să fie o sfidare la adresa majorității. Da, eu trebuie să mai vehiculez următoarea problemă cu care ne confruntăm. Uite, vă citesc un titlu. Organizație non-profit care are legături cu Partidul Comunist Chinez alimentează în secret inițiative climatice și grupuri de media din Statele Unite. Pe de altă parte a mai fost un europarlamentar de la Bruxelles acolo luat pentru tot felul de șpăși luate de la, din zona Chinei și așa mai departe. Au venit polonezii și au vehiculat ideea că Gazprom au produs niște documente care arată că Gazprom finanța zona asta ecologistă din lume pentru că ei beneficiază. Rușii sunt principalii beneficiari de beneficiarea acestei atitudini pro-ecologie. De ce? Pentru că tu nu-ți mai exploatezi resursele tale și le dai lor prilejul să fie dominanți pe o piață de genul acesta. Deci, practic, sunt la fel și cu zona asta de progresism, de LGBT și așa mai departe. Pentru că
auzit și pe Putin vehiculând această idee. Domnule, păi Occidentul e cu transgender, cu nu știu. Nu m-ar mira ca toate aceste excese sau de tot felul, nu știu care sunt ele, excesele astea, să fie finanțate cumva de la Moscova, tocmai pentru a funcționa ca spaimă pentru publicul conservator din Europa, care să-l vadă pe Putin drept salvator în această, în această conjunctură. Bă, dacă stai să te gândești comunismul, cum a apărut și ce idei promova, știi, dacă mergem spre Lenin încolo, deci nu pe zona de stalinism anterior, da, dar ne uităm la Trotski, la ăștia, la așa, o să vezi că oamenii aveau niște idei care acum sunt recuperate, da, și regenerate. Dar hai să ne referim la doamna Șoșoacă. Problema cu Șoșoacă este lipsa de, de substanță. Poți să accepti existența unui partid, da, radical sau unei formațiuni mai nervoase, nu în sensul în care îi dau eu autorizație de funcționare, că nu e prerogativa noastră, ci că pot să înțeleg de ce ar avea succes. Oamenii sunt, îți pierde echipa preferată, meciul, îți retrogradează, ai o zi proastă în trafic și chiar a doua zi se merge la vot și nu te-ai calmat. Și ia mai duceți-vă dracului cu tot sistemul vostru democratic, că pe vremea lui Ceaușescu, într-o duminică mergea oia, în alta mergea oia. Problemă rezolvat. Și votezi. Nu sunt te surprind, dar, nu pot, dar problema e că doamna Șoșoacă nu are substanțe. Și spune și prostii. Ea a zis că dacă ar avea un copil care s-ar declara gay, l-au ce la psiholog, l-au ce la psihiatru, da, și după aia a adăugat ea. A pus de la sine puteri. Uite, sunt rapoarte ale medicilor. Ce rapoarte ale medicilor sunt? Apropo de ce spuneai, chiar îmi trimite un prieten de genul, prima paradă gay a avut loc la Moscova în 1919. Deci e important totuși de menționat și de pus așa în să vezi ce manuale aveau pe zona asta. Exact. De deci lucrurile sunt ceva mai complicate. Dar... da. Deci problema cu Șoșoacă e că vehiculează minciuni. Că e mincinoasă. Și mai mult decât atât, așa cum am acuzat puțin mai devreme unii politicieni de mere că au un interes în a păstra comunitatea, votanții, comunitatea etnică desprinsă de restul societății, pare că doamna Șoșoacă vrea să-i țină desprinși de adevăr pe votanții ei. Da, a venit cu prosteala aia din fertilitate pe trei generații. Domnul Zanfir, are o serie, domnule, băi, trea cancelată Șoșoacă pentru chestia aia, cancel, block, report, ieși. Se încheia în mod normal cariera ta de politician dacă tu vei cruza așa ceva mai departe decât deci, atât. Deci mă zicea cineva, domnule, asta ar fi foarte bun la STEM. N-ar fi foarte bine la STEM, dar păi dacă ai fi venit cu replicea asta, îți plec, că nu e... Nu, deci nu orice e absurd, e și amuzant, mai, bă, bine, mă enervează, nu mă amuză. Pă de altă parte... Asta acum care ia rapoarte. Avea cu câteva luni, avea domnul Buzoianu documente de natură să rupă Uniunea Europeană și să distrugă NATO. Că e atacată pentru că are documente care distrug jumătate din Uniunea Europeană și NATO. Dar e atacată, de-aia vorbești tu acum despre asta. Da, bun, dar a zis că le are, asta mă interesează. Spus un lucru nu important. Le are nici pe alea. La granița, s-a dus la granița cu Ucraina când veneau de acolo amărâția din Ucraina în România și era acolo la graniță că de fapt nu e niciun bombardament, da, că se bombardează ucrainii între ei. Că... nu au atacat rușii și așa mai departe. Domnul Zafi, domnul... Bă, măcar dacă zicea că se bombardează rușii între ei avea un sens, că te gândeai, domnule, eu îi consider pe toți. Că tezaur, poate să există și teza asta. Tezaur, întrebată de tezaur, că îmi place și această... Avem și partea cu tezaurul. Da, hai să o dăm și pe asta. Până atunci și te mă gândesc la conspiraționiștii de pe vreme. Uite, când avea Ghiță Funar câte o apariție, poți scotea un raport... sigur, controversat. Avea o preocupare pentru aparență. A citi lucrarea lui Xulescu, da, publicată chiar de el însuși, editura, deci, autorului, unde se spune... Îi dau un damp de credibilitate discursului, să aibă ceva o noimă acolo, se gândea că, dom'le, totuși mă ascultă, doamne, iartă-mă, cineva care are cât de cât așa un deci interes... Deci nu mai are nici măcar... Asta mă deranjează. Da. Bă, până și conspiraționistul din ziua de astăzi a decăzut la nivelul la care vehiculează. Pe vremuri era muncă multă, domne. Trebuia să scoți niște documente. Domne, e un fals, nu știm, poate se e, poate nu e. Pe documente, domne, nu știu, uite că a venit și cu uite ceva. Nu știu, făceți să dai un pic interesul, mă. Infertilitate poate genera. Hai să vedem. Doamna Șoșoacă legat de tezaur. Vine și este întrebată în legătură cu tezaur. Ieze. Statul român a renunțat la tezaurul din Rusia, știați? Cum adică a renunțat? A renunțat. Și mai mult decât atât, în 2012, o rezoluție a Uniunii Europene a menționat că niciodată România nu și-a mai luat tezaurul înapoi. Și dumneavoastră ce veți face dacă, în legătură cu asta? Dacă păi în momentul ăsta trebuie, pe relație de război cu Rusia, credeți că Rusia va da ceva? Poate o bombă. A și spus că va da bombe, nu? Dacă nu suntem cu minți. Și dăm F-16 pe ei. Știți că tezaurul nostru este dus pe calea Germaniei în Franța și o parte din el a ajuns în Austria? Credeți că în 100 și ceva de ani a mai rămas el tezaurul, care tezaur nu înseamnă numai aur. Înseamnă bijuterii, înseamnă
opere de artă, înseamnă tablouri, înseamnă numismatică, înseamnă o sumedenie de astfel de valori. Nici măcar nu există rapoarte de inventar. Dom'le, dincolo de tezaur, o să ajungi la tezaur, dar această stare de subordonare Moscovii, dom'le, am zis că dacă nu suntem cuminți, ne dau o bombă. Ia uzi, ne dau o bombă dacă nu suntem cuminți. E asociată și unei alte declarații pe care o face femeia asta, zice, dom'le, mie mi se datorează relațiile bune cu Moscova, de-aia nu ne bombardează Rusia, că, dom'le, s-am vorbit eu că am eu, nu ne bombardează Rusia, pentru că suntem un stat NATO, iar Rusia bombardează și atacă doar statele vulnerabile, care nu sunt în NATO. Dacă nu ești în NATO, ești un stat vulnerabil, am văzut ce s-a întâmplat în Georgia, în Cecenia, în toate statele care sunt în jurul ei vulnerabilizate. Dacă Belarus va vrea să scape de această influență a Rusiei, va fi bombardat și Belarusul ca să fie denazif. Deci nu e foarte important de menționat treaba asta. Faptul că suntem în NATO ne ține de parte de bombardamente, nu faptul că avem pe femeia asta, care sigur ne vulnerabilizează mai degrabă. Dar ajungi la tezaur, hai să vedem cu tezaur. Că a vehiculat și treaba cu tezaur. Da, domnule, vă vedem. Nu mai prosti, pe cuvânt, nu mai prosti. Da. Nu faceți așa ceva acasă. Luați copiii din fața micilor sau acum la ce televizoare au apărut marilor ecrane. Nu mai prosti. România a renunțat la tezaur. A renunțat pe dracu. Deci există Comisia Comună Română-Rusă pentru studierea problemelor izvorâte din istoria relațiilor bilaterale, inclusiv problema tezaurului României depus la Moscova în timpul Primului Război Mondial. Da. De așa se numește. Nume extrem de clar. Deci, a existat o sesiune comună, ultima, în 2019. A fost a cincea sesiune a Comisiei Comune Română-Ruse. Anterior, se întâlniseră în 2016 și înainte de întâlnirea din 2016 mai fuseseră trei reuniuni. Îți dai seama, având în vedere ce fel de personalități fac parte. Sunt istorici români și istorici ruși. Bun? Care trebuie să se întâlnească și să se pună de acord. Și în funcție de răcirea, respectiv încălzirea relațiilor dintre România și Federația Rusă, se poate organiza o astfel de sesiune a comisiei. Da? Nu să ne imaginăm comisia la o masă așa, șase oameni discută probleme. Vorba de arhive care sunt studiate, care sunt dezbătute, care sunt analizate, puse sub semnul întrebării, sunt trecute revistă. Aici e o treabă complicată. Inventarul a rezolvat. Ultima dată, România, nu mă spune prostii, nu mă prostii. Da, deci există prostii, și un inventar, domnul Buzeanu, da. Există și un inventar. Să ia lucrările comisiei, cele cinci sesiuni, să facă rost că e senator, poate oricând face o interpelare către ministerul afacerilor externe. Scopul ei să-ți vehiculeze Rusia ca fiind o idee bună. Spune, domnule, ei ar fi dat tezaurul, dar au rândat românii. Și pe de altă parte, ce-a mai făcut femeia asta? Deci ai văzut-o cum ai vezi? Deci dacă ea, e, cumva și-a testat, mi se pare publicul, dacă ea a aruncat acea idee, domnule, infertilitate pe trei generații, sau se bombardează Ucraina între ei, ea a înțeles totuși care este nivelul intelectual al publicului căruia i se adresează. Da. Și atunci poate să-ți livreze și ideea asta. Am renunțat la tezaur. Deci noi am avut sesiunea a 5 ani 2000, ca să explicăm poate și pentru doamna Șoacă, care n-are de unde să știa lucrurile astea, că nu le afli de pe TikTok. Da. Deci în 2019, chiar în noiembrie 2019, a avut loc sesiunea a cincea. Se stabilea calendarul pentru următoarea întâlnire a comisiei. Este un academician care conduce componenta română și un academician rus care conduce componenta rusă. Și istorii specialiști recunoscuți universal, planetar. La finalul anului 2019 a apărut COVID-ul. 2020-2021 și în 2022 ce s-a întâmplat, domnul Buzea, dacă mai țineți minte? A început războiul. A început războiul. Deci motivul pentru care nu s-a mai întâlnit Comisia Comună Română-Rusă pentru tezaur a fost pandemia și respectiv războiul. Nici când România nu a renunțat la revendicarea tezaurului. Nu există niciun fel de document în acest sens, nu există niciun fel de hârtie pe la, nici igienică la Uniunea Europeană în acest sens. Totul e o minciună putrezită. Se simte deja un daf de hoit în studio în urma acestei minciuni răsuflate date pe post de doamna Șoșa. A scăpat o minciună. Și noi stăm să ne intoxicăm cu ea. Deci, oameni buni, nu mai ascultați pe femeia asta. E bine totuși să nu știe nimic. Lucruri, că, sigur că nu știe de niciunele. Doamne Șoșoacă, acum este unde dădea interviul ăsta. E pe, de exemplu, ceva am citat mai devreme, undeva de la realitate. Deci publicul e undeva pe acolo. Nu știu.
Nu, e de la un ziar local din Iași. Da, da, și v-am zis eu cu Putin ce a zis, da, că neapără de Putin și așa mai departe. Da, întrebările acolo au fost pertinente. Nu, am întrebat-o, mi s-a părut foarte mult. Ce-ai face, domnule, dacă ai avea tu un copil gay? Că văd că te... Nu, nu, da, dar eu ce am zis asta... Da. Bun, mă rog, l-ai amestecat. Dar, totuși, e bine să pui lucrurile cumva într-o rânduială, să le așezi totuși așa cât de cât să le clarifici, pentru că trebuie să ții un pic pasul cu felul în care oamenii ăștia distorsionează adevărurile. Acum, haideți să mai vedem că a fost întrebată și în legătură cu liderii politici din România, doamna Șoșoacă, s-a instaurat și în această stare de analiză în legătură cu politica din România, a început să vă clarifice și pe zona asta. Hai să o ascultăm în încheiere. Hai să rezolvăm și problema asta. Ce e lider? Politician. Ce-o fi el? Nu contează. Foarte slab. Foarte extrem slab. De slab. Ciucă. Nu știu cum a ajuns general. Iohannis. 6 case. Asta vă spune dumneavoastră. Asta ce înseamnă dumneavoastră? Corupție sau ce? Corupție, minciună, în primul rând gândiți-vă că este o persoană care joacă rolul de joacă rolul și îl joacă prost de președinte al României, care de ziua României pleacă în Dubai. Ok, Cătălin Drulă. Dom'le, e atât de insipid din color, în odor, doar că numele său e așa mai simpatic. Dar în rest n-are nicio legătură nici cu politica, ci doar cu politica de dezintegrare a României. Și nu e un lider. Cum adică de dezintegrare? De ce urmărește Dumnezeu? Păi așa sunt USR-ul, dezintegrarea României. Și moral, și stat, și statal. Statal? Adică ce susțin? Dezintegrarea. Dezintegrarea. Renunțarea la suveranitatea României și la independența ei. Ok. Simeon. Nu are nicio legătură cu calitatea de lider. Este un puș care n-a muncit niciodată în viața lui și susținut de servicii, creația serviciilor, care la momentul ăsta ia meditații să învețe să vorbească și își plătește televiziunile și interviurile și le învață pe din afară. Dar în cazul în care ar fi schimbat Simeon de la vârful, s-a schimbat conducerea AUR, Simeon, ați face o alianță? Simeon nu este conducerea AUR. Conducerea AUR este formată din foarte mulți oameni. Mai mult în teritoriu au intrat oameni certați cu legea, foarte mulți PSD-și și peneliști, traseiști politici și nu traseiști de bună calitate, că sunt oameni care, de exemplu, au sărit dintr-un partid în partid pentru că au încercat să facă lucruri bune și nu au fost lăsați, chiar profesioniști. Nu de această calitate. Deci este foarte greu. Partidul AUR deja e un fel de PSD. Eu au zis domnul Zanfir, deci practic e omul serviciilor, omul așa, mai departe, Simeon. Deci practic poți să stabilești că rostul lui Șoșoacă este să o facă, să facă frecventabil AUR, că te gândești, bă, dar bine, dar rău, ai văzut omul ăla, mai vehiculează și lucruri care au noi, mă. E cam ca PSD-ul. Prin comparație ca PSD-ul, până la urmă, stai un pic, nu e rău atât de, e rău, dar nu e atât de rău. Adică poate să aibă și această noimă existența lui Șoșoacă, așa cum AUR are noima asta în legătură cu PSD. Bă, de bine, de rău, nu e AUR. Dacă AUR este un produs al serviciilor de informații, că asta a spus doamna Șoșoacă, nu? Da. Păi atunci și doamna Șoșoacă e. Că de acolo ne parvine. Păi tot ce, deci tot ce poate părea suspect la AUR, e de două ori mai suspect la Șoșoacă. Deci n-ai cum să ai AUR-ul inventat în laboratoarele... Mă mir că n-a folosit sintagma stat paralel încă. Deci nu poate fi o invenție a deep state-ului AUR fără să fie și doamna Șoșoacă. Asta nu înseamnă că AUR nu e inventată. Stai, nu. Dar vreau să spun că dacă e, e și doamna Șoșoacă. Deci doamna Șoșoacă nu poate fi o oază, oază am zis Radu, nu poate fi o oază de independență și suveranitate politică. Vasinu Firea, am apreciat, da. Da. În perfectă, da, autonomie față de partidul care a făcut-o om. Deci nu, nu e nimic, nu mai e prostii. Și spun, peste o lună o să-i mai dea un procent. După aia încă, om, după aia încă. Și eu cred că doamna Șoșoacă este cel mai bun lucru care li s-a întâmplat PSD și PNL. Pentru că
subit te uiți așa la PSD și nu mai vezi coborători direct din comuniști, nu mai. Da, îi se folosesc de această spaimă. Băi, față a extremismului și la Bruxelles în negocieri, domne, lăsați-mă cu deficitul bugetar mare, eu că nu... vin ăștia peste noi, extremiștii, vă intră în Parlamentul European. Și atenție ce vorbim aici, domnul Zafir, nu știu dacă are domnul procentul la mare, da. Dar în Parlamentul European îți va intra această existență, da. Va apărea în Parlamentul European. Vedem, alegem. Și nu numai din partea României, va apărea, sigur vor avea și alte țări membre. Așa ceva va fi. Hai să vedem. O denorocire. Hai să vedem. În Parlamentul European. Da, eu nu cred că scopul este să-i sperie pe aia cu extremismul. Cred că scopul este să pară ei extrem de rafinați. Pentru că ei e clar că ei nu pot depăși niște limite. Aia am văzut, cu toate doctoratele lor, cu toate diplomele lor, rămân niște provinciali în sensul peiorativ. Și apare doamna Șoșoacă și brusc ăștia arată un pic mai bine. Deci i-au coborât standardul de decență în spațiu public, de limbaj elevat, de logică, de claritate, de abilitatea de a aproba informațiile, știi? Aducând-o pe doamna Șoșoacă. Brusc, acum când ți-apare un comunicator de la PSG și spune, dai de notorietate, că căutați acum pe Google că găsiți. Omă, ăla pare că a venit cu o bibliografie la el față de Șoșoacă care spune, da, s-a renunțat, s-a așa. Adică ea nici măcar nu mimează o sursă. Ea spune prostii, minciuni. A renunțat România la... Nu a renunțat România la niciun fel de tezaur. Sunt declarații, sunt documente, tot ce vrei. Din comisia asta fac parte arhiviști, istorici, cercetători... Eu îți garantez că 10.000 de oameni, 10.000 de oameni câte au urmărit ce a spus doamna aceasta, nu la noi, ci pe acolo, pe unde le-a spus, acum trăiesc cu această stare, domne, și a renunțat și România. De ce spune asta? Te aduce aminte în pandemie, când se discuta despre faptul că, domne, nu se mai fac autopsii. Sigur că noi am explicat, domnule, se făceau autopsii. Autopsiile sunt făcute doar în cazul unor morți suspecte. S-a recomandat să nu se mai facă. Dar ce mă, acum se fac autopsii la fiecare mort? Nu mai e nimic suspect. Păi asta spun. Noi am explicat atunci. Dar la momentul acela, într-una, pentru că a spus Șoșoacă chestia asta, toți șoșocii care nu-s puțin, într-una veneau, păi da, nu se fac autopsii, dar de întâmplător s-a interzis să se mai facă autopsii. Pentru că ea a aruncat în spațiu public această informație pe care e foarte greu să o mai scos din creierul celui care a primit-o din partea ei. Adică e greu după aia să o mai dezintegrezi de acolo. Ea s-a înființat acolo, oricât a explicat, au publicat cei de la Libertate interviuri cu medici care au zis, domnule, se fac tot felul de situații. Nu se mai putea discuta decât pe ideea că s-a interzis în pandemie să se facă autopsie. Dar eu nu cred, mă, că e chiar... Deci nu cred că sunt atât de numeroși. Cred că sunt foarte vocali. Deci, părerea mea și că asta e adevărat. Sunt vocali, îți latră toată ziua în cap, da, ți-am zis și cu rețelele astea de socializare. Și asta e adevărat. Toată ziua postează ei acolo, dar mai lasă-mă, dracu, în pace, ai descoperit tu marea conspirație mondială, te-ai întors de la muncă cu sufertajul și tu, să vă spun ce s-a întâmplat, dar lasă-mă, doamne, iartă-mă, bă, eu vezi că ai bulei pe pantaloni, ai schimbat roțile la. Deci, pe cuvânt, nu mai lasă mă deranjez. Să nu se înțeleagă că e o problemă cu oamenii care vin cu ulei pe pantalon că au schimbat niște ulei de măsline. Nu, dar acum, serios, da. Chiar așa nu vedem, dar cum ar fi să ne oprim așa pe stradă? Nu vă spune, ce ați pățit? Tu te vin de la medic, nu. Pavel Pestu, exclus, vă spun ce, sunteți balonat. Ce e asta? De dăm toți așa cu presup. Știi ăla dintr-un cartier? Acum nu mai poți să dai niciun fel de cartier. Știi ăla din sudul orașului ruse? Că poate bulgarii sunt mai înțelegători când e așa? Cum s-au înțeles ăștia? Deci e Bezos de la Amazon. Ăsta e vorbit cu Bill Gates și împreună ăla face chipuri, ăsta le trimite și când ai deschis pachetul ți-a apsărit. Adică un pic de inteligență. Ce s-a întâmplat cu grupul Bilderberg? În situația de a avea tot felul de... Iluminati, întunecati. De mirări. Bă, dar de unde vrei cu știu noi chestia asta? Adică te-ai întrebat, dar de unde știm noi chestia plus asta? Că, de unde știm? Masonerie. Mamă, lasă-mă, m-am uitat și la masonerie în România. Era... Piedone era mason la un moment dat, Vaghele ăștia, conduce lumea... De altă parte, în Parlamentul din România, ce se intervine cu niște măsuri... Parlamentul din România! Care trasează acest titlu, măsuri de stat polițienesc propuse în Parlamentul României, lucruri care, sigur, m-au pus într-o stație stingheritoare. Stat polițienesc România, doamne ferește, supraveghere video extinsă și înregistrare la jandarmerie, sigur, aici e vehiculată ideea de suporter de fotbal. Supraveghere extinsă și înregistrare la jandarmeria suporterilor. Dar ideea de stat polițienesc, sigur că m-a pus cumva în gardă. Dom'le, păi încotro ne îndreptăm, ce se întâmplă? Stat m-am îngrijorat. Milițienesc e termenul pe care vă... Milițienesc. Pentru că, vezi, ideea de poliție. Da. E una pertinentă, domnul. Da. Adică te gândești că poate ai... Zi, doamne, ferește, dar poate ai nevoie. Stat milițienesc. Da. Niște peneliști. Că altfel nu putem spune, da.
pe care dacă îi întâlnești se prezintă drept liberali. Ei nu știu cărui concept asociază cuvântul liberal. Și ce le-a dat lor până cap? Poate au senzația că nefiind arestați, deci în libertate, se cheamă că sunt liberali. Deci niște peneliști. Ziariști care vând ziare. Ziariștii vând ziare și liberalii sunt oamenii în libertate. Bun. Așa. Sau poate sunt libertini. Asta n-am auzit. Ne, nici măcar libertini nu sunt. Vă rog. Domnul Buzeanu, ce au amendat ei niște legi astfel încât jandarmeria să obțină puteri sporite? Că nu e așa? De ce ducea lipsă jandarmeria? Dă puteri sporite. Da. Și ceea ce mi se pare mie senzațional, dincolo de modul în care se stabilește cum jandarmeria te filmează așa, te filmează, te monitorizează pe stradă și are acces în timp real la orice fel de cameră de supraveghere, chiar dacă ea este a unui privat. Sigur, instalată legal. Deci, da. O să mai aibă în curând dreptul acces la banii tăi din buzunar. Da? Ești pe domeniul public, da, atunci o să îi folosim noi. În interes național. Ce mi se pare mie senzațional în această inițiativă legislativă și o să-i citim și pe inițiator, că e o comedie acolo. Se fac niște evidențe ale populației, dar nu cum știam noi. Nume, locul nașterii, data nașterii, sexul, dacă îl mai trebuie sau nu, așa, și ce stare civil. Dom'le, se intră inclusiv în zona de nuanță. Adică se trece la mențiune dacă ești cunoscut ca simpatizant al unui club de fotbal. De ce? Au pretextat că, domne, se fac incidente pe stadion. Domne, nu orice simpatizant al unui club de fotbal este și suporter pe stadion, nu îl găsești pe fiecare simpatizant în peluză, nu toți sunt ultrași, nu toți sunt... Adică nu trebuie să asociem. Dar eu cred că au inventat... pornind de la conceptul ăsta de huliganism care trebuie ținut sub control, s-au dus într-o zonă un pic mai departe. Eu știu foarte multe persoane publice care și-au manifestat simpatia față de un club de fotbal. Dar asta înseamnă că nu-i vezi așa cu scaunele în jandarmi. Dacă mă întreb pe mine, eu mai degrabă la jandarmerie. Cred că e problema de pe stadion. Și la modul în care instigă niște oameni într-o stare de emoție. Dar nu vom vorbi despre asta. Vom vorbi despre cum s-au inventat niște... semi-motive pentru a-ți face dosar de cetățean. În China, în momentul de față, funcționează sistemul creditelor sociale. În anumite zone din China, da. În anumite zone, încă nu s-a generalizat. Da, e așa, experimental. Experimental, să vedem dacă merge. Da. Bun. Și în baza acestor credite, îți desfășori limitele libertății. De exemplu, dacă pierzi din credite, practic nu mai poți părăsi orașul. Că la început nu ai voie să mai circuli cu avionul, apoi nu mai ai voie să mai circuli cu trenul, ulterior n-ai voie să circuli nici cu mijloace de transport în comun și nu poți să faci o serie de achiziții. Cum îți pierzi creditul social? Ești filmată având un comportament antisocial, orice ar însemna asta pentru guvernul chinez, sau primești o amendă, sau ai o atitudine nepotrivită, sau încerci accesarea unor site-uri care nu sunt în acord cu politica oficială. Și uite așa ți se face un dosărel. Da. Și care diminuezi șansele de existență alta decât în, da, între patru pereți. Mm-hmm. Bă, ce fac liberalii ăștia, cum le place lor să se definească, merge în direcția aia. Haideți să vă filmăm pe toți, 24 din 24, ca să fim siguri că nu face ceva în neregulă. Haideți să avem dosare cu cetățenii ca să știm exact de unde îi luăm, când îi luăm. Lăsați-ne să avem acces la toate înregistrările voastre în timp real, fără niciun fel de mandat sau altceva, pentru că asta ne va ajuta să prevenim... Bă, dar voi sunteți ăia care... Voi, Ministerul de Interne, sunteți ăia care ați bătut un om în fața copilului lui de pomană, n-ați fost în stare să vă cere scuze. Voi sunteți ăia în fața căruia a trecut unul dintre cei mai cunoscuți și pe vremuri doriți burlaci ai României, primarul din Baia Mare, cu buletinul lui Verișoru, cu o glugă pe cap într-un taxi și nu v-ați dat seama. Bă, voi sunteți eșecul într-o chipa voi, Ministerul de Interne. De la miniștrii pe care i-ați avut de-a lungul timpului, până la șefii voștri, care, iată, sunt mutați de pe posturi de conducere, pe alte posturi de conducere, sub formă de sancționare disciplinară. Ăștia, mă, să aibă acces și la cât porți tu la pantof, domnul Buzeanu. Nu știu cu ce ar ajuta această informație, că nu e ca și cum te vor identifica ei după laba piciorului. Ăia n-au fost în stare să-și dea în 48 de ore seama că au prins omul greșit
Pentru că n-au putut să-i verifice tatuajul de pe mână. Jandarmeria din România este o instituție discreditată de evenimentele petrecute la 10 august, evenimente pentru care, sigur, n-a plătit nimeni, ceea ce înseamnă într-un fel sau altul că și l-au asumat drept comportament general, adică nu li s-a părut că au avut o problemă la momentul respectiv, drept pentru care, sigur, așa trebuie făcut, așa trebuie lucrat. Să instigi o mulțime, să creezi o problemă într-o anumită zonă a mulțimii, bagi acolo niște instigatori, după care intervii în forță ca și cum mulțimea întreagă s-a comportat în manieră. Vrei să spun cine sunt inițiatorii? 13 deputați liberali, cei mai cunoscuți sunt următorii. Da. Gabriela Andronache. Pe stați, îl indică PNL-ul când are de discutat ceva pe drept. E foarte... Nu, Gabriela Andronache e tare. N-am auzit. Da. Păi n-ai auzit, că el e foarte tare de tot, dar nu vrea să apară la televizor. Stă tare așa în carapacea lui. Robert Sighiartău. Auzi-l. Florin Roman. Zis cercetare, digitalizare, cercetare, digitalizare. Ioan Cupșa. Ăsta a apărut în nu știu ce poză cu nu știu ce procuror, că nu știu ce prietenie avea așa, domnul politician. Domnul Laurențiu Leoreanu, a fost director de școală. Și vor să modifice acești domni, da? Mai multe legi și ordonanțe aflate în vigoare. Acțiunile jandarmilor în spațiile publice pot fi înregistrate cu mijloace foto, video, audio din dotare, fără consimțământul persoanelor vizate. Deci te filmează pe stradă și după aceea uite-i la înregistrări. Da? Jandarmeria va putea constitui o bază de date proprie cu, cu informații cu caracter personal în vederea sprijinirii activităților privind apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale. De ce îți fac dosar de cetățean ca să-ți apere drepturile cetățenești? Dar nu e o problemă că, practic, tu te bagi în zona asta în care îi afectezi drepturile și libertățile omului, filmând și... Și asta, păi nu, o să o punem chiar acolo ca și cum în favoarea acestor argumente facem. Domnul au Tafir, dreptul să, deci au dreptul să îți îndosarieze informațiile vieții private care nu au legătură cu domeniul ordinii publice. Cum ar fi? Dacă ai vreo calitate în societăți comerciale, ai firmă? Da. Uite, trebuie să știe jandarmeria. Dar cu ce te ocupi tu? N-are, trebuie să știe jandarmeria. Nu are multă credibilitate această instituție. Unde lucrești și tu? În general nu trebuie să știe foarte multe lucruri. Dar, domnul Zabe, ce semne particulare pe de altă parte, ai? Ministerul de Interne nu este ca cel care este suspectat de jurnalista Emilia Șercan ca fiind cel care i-a cotrăbuit prin calculator luni niște informații absolut private și după aia întrebuințându-se de ele pentru a-i compromite imaginea, deși sigur nu erau, ce, nu erau niște lucruri nu de natură că le-a furat, compromită. Nu știu dacă le-a asta furat Ministerul de Interne. Păi... Ministerul de Interne este acuzat până oamenii săi că au amenințat-o pe Emilia Șercan. Da, și în perioada în care se discuta despre plagiatul făcut de domnul Ciucă și de domnul Bode, domnul Bode era ministru de interne și se suspecta, asta e suspiciunea pe care ea o are, domnule, cine a putut să intre în practic în datele din calculatorul său, decât oameni. Și în fața parchetului se strânge doamna Emilia Șercan împreună cu diferiți oameni care sprijină din societatea civilă, din jurnaliști și așa mai departe cauza dânsei. În fiecare zi, ieri, de exemplu, a fost o mobilizare importantă, a fost acolo și Tudor Chirilă. Hai să urmărim imagine. Bună ziua, mă aflu la parchetul, în fața parchetului general, împreună cu mai mulți jurnaliști, oameni publici, membri ai societății civile. Lângă mine este și prietena Oana Gheorghiu de la Dorminește Viață, l-am văzut pe Valeriu Nicolae, aici pe jurnalista Paula Herlo și sunt aici pentru a o sprijini pe Emilia Șercan în încercarea de a redeschide ancheta care vizează la rândul ei compromatul la care a fost supus acum câteva luni, scurgerea fotografiilor intime în presă, amenințările legate de încetarea anchetei cu privire la plagiatul lui Nicolae Ciucă, pe care Emilia Șercan l-a demonstrat și ea protestează de 15 zile în fața parchetului și noi suntem aici pentru că nu eu sunt și o să o invit pe Oana să spună de ce se află aici, pentru că nu ni se pare normal ca într-o țară liberă această anchetă să se oprească fără niciun fel de explicație, considerată ca irelevantă, și suntem alături de ea în protestul vis-a-vis de redeschiderea acestei anchete. Protestăm pentru închiderea anchetei, cerem redeschiderea acestei anchete aici în fața parchetului general. Oana? Vreau să vă găsesc aici, în primul rând, pentru
și mai tare libertatea presei, dar și mai tare și o admit pe Emilia pentru că are această perseverență de a susține cauza asta și nu e doar cauza ei, e cauza presei, e cauza libertății. Mulțumesc că faci asta. O rog și eu pe Emilia să spună câteva cuvinte publicului de la mine, de pe pagină, deși este cunoscut protestul deja de 2 săptămâni. Cei care urmăresc pe Emilia știu activitatea, cunosc activitatea ei și toată istoria acestui caz, devenit deja un pic kafkian din punctul meu de vedere. Dar, Emilia... Pentru mine e un mare semn de mulțumire față de voi că ați venit aici, pentru că sunt în cea de-a 15-a zi de protest. Prima zi când am venit aici era 24 noiembrie, am venit doar în zilele de lucru, nu am venit sâmbătă, duminica, pe 30 noiembrie, 1 decembrie, când au fost zile libere. E un mare gest de solidaritate din partea voastră, colegii mei din presă, oameni din societatea civilă. Zi la ce am văzut mai devreme un pic în fața parchetului, lucrurile au rămas în felul acesta. Emilia Șercan a rămas cu imaginea prilejuită de poliția română, la care s-a adresându-se cu o problemă. Iar domnul Bode a rămas cu doctoratul său, domnul Ciucă iară un domn cu doctorat, sunt niște oameni care continuă în aceeași manieră în care au intrat în problemă. Ne-a anunțat doamna Emilia Șercan ce a decis procuroarea parchetului Curții de Apel București, doamna Nicoleta Rotaru. A decis în felul următor. Nu există scurgerea probei din poliție, baza compromatului. Nu există violarea vieții mele private. Nu există abuz în serviciu. Nu există fals informatic. Nu există amenințare și șantaj. Iar furtul pozelor, ghinion, s-a prescris. Asta e situația. Asta a decis parchetul. S-a prescris, s-a rezolvat, asta rămâne așa. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem mâine, să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine la 18. Toate cele bune!